Asasinare cu sânge rece în capitala Bulgariei. Un controversat agent secret bulgar a fost împușcat. Bărbatul a fost spion și a devenit om de afaceri după căderea comunismului. Acesta a mai supraviețuit anterior în urma a două tentative de asasinat. Bărbatul în cauză este Alexei Petrov. Acesta se afla cu un cunoscut pe un traseu de promenadă din Sofia când a fost împușcat. La vârsta de 61 de ani, bărbatul este cunoscut la nivel național pentru activitățile sale de spionaj din timpul comunismului, dar și pentru afacerile pe care le-a realizat după căderea regimului. Nu este prima dată când bărbatul este luat în vizor de asasin. În 2002, acesta a fost rănit în urma unui incident legat de traficul cu droguri. Ulterior, 13 ani mai târziu, Alexei Petrov a fost vizat de un alt atentat din care a scăpat teafăr. Supranumit și tractorul Petrov, a fost bănuit că se află la conducerea unui grup infracțional specializat în extorcarea de fonduri, cunoscut și drept Caracatița. Acesta a fost achitat de justiția bulgară în 2021.